Găzduită de Salatel George Junior, partida a fost câștigată fără probleme de fetele pregătite de Cristi Roșu și Geta Opincariu, rezultatul final fiind 36-15. CSM Ploiești a început tare, conducând cu 5-1, iar după o perioadă de acalmie, jocul s-a rupt definitiv în urma unui parțial de 10-0, de la 11-7 la 21-7. În etapa a 7-a campionatului, fetele vor juca duminică 13 noiembrie la CS Câmpina. De altfel, atât la fete cât și la băieți, urmează o pauză competițională la nivel juvenil, determinată de acțiunea ale loturilor naționale, astfel că următoarele meciuri oficiale vor avea loc în luna noiembrie.